Elena, avem conexiune? Da, tot în regulă. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, în numele Agenției de Investiții a Republicii Moldova, vă salut cordial și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs acestei invitații de a fi martori și semnatari la un proiect transfrontalier într-un format absolut inedit, ca să punem, să dăm start unui proces, unei noi etape a proiectului WineNet, proiect transfrontalier, precum vă spuneam, care va uni vinificatorii, producătorii de vinuri, vinăriile, instituțiile de profil, academia, din trei țări din bazinul Mării Negre, România, Bulgaria, Republica Moldova, pentru a lansa o nouă platformă de comunicare, promovare, sporirea a vizibilității și impulsionare a comerțului transfrontalier de produse vitivinicole. Ne aflăm la o nouă etapă a acestui proiect și astăzi, într-o ceremonie festivă, vom da startul semnării acordurilor de colaborare a primilor beneficiari din toate aceste trei țări. Și permiteți-mi să salutăm cu căldură invitații de onoare a acestui eveniment, care sunt astăzi alături de noi, Excelența sa, domnul ambasador al României în Republica Moldova, domnul Daniel Ioniță, Excelența sa, domnul ambasador al Bulgariei în Republica Moldova, domnul Evgueni Stefanov Stoicev, doamna secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, doamna Iuliana Drăgălin, și nu în ultimul rând, partenerii care sunt prezenți astăzi, Oficiul Național al Viei și Vinului din Republica Moldova și, bineînțeles, vinificatorii, cei primii beneficiari ai acestui proiect din Republica Moldova, care se află astăzi în sală. Și cu mare drag am să solicit conexiunea, pentru că avem omologii noștri din România și Bulgaria. Bună ziua! Hello everyone! Greetings from Chișinău, Republic of Moldova, from our events. It's our honor that you join this event. We'd like to greet Romania, Tulcea, prin domnul Mr. Poponete, with the team, Camera de Comerț from Romania, and Stara Zagora, Bulgaria, Krasimira Sokolova. Thank you so much for being with us. Vă mulțumim foarte mult. Proiectul transfrontalier WineNet, Comerț și Inovații în Industria Vinului, a ajuns la o nouă etapă, precum vă spuneam, și astăzi o bună parte din vinăriile noastre vor fi prezenți pentru a semna acordurile de colaborare și a da start procesului de lucru pentru crearea acestei platforme. Ce presupune, de fapt, platforma digitală WineNet? În primul rând, este un instrument modern, digital, de comunicare directă, eficient din punctul de vedere al rapidității și lipsei de costuri adiționale, pentru ca vinificatorii să-și poată asigura promovarea gratuită și să-și crească, să-și sporească vizibilitatea pe piețele externe. Suntem încrezători că proiectul WineNet va schimba modul de cooperare și va eficientiza comunicarea cu potențialii consumatori, distribuitori și rețele de distribuție din toate aceste trei țări din regiune și va da un nou impuls de creștere a comerțului transfrontalier. Este cert că vinul moldovenesc este ambasadorul țării noastre peste hotare, iar datorită calității înalte a vinurilor noastre, vinificatorii moldoveni au adus anul trecut peste 800 de medalii de la diverse concursuri internaționale consacrate, foarte importante pentru acest profil,
Și Republica Moldova deja este o putere vinicolă mondială și poziția este validată de un șir de indicatori. Moldova ocupă locul 1 în lume cu cea mai mare densitate a podgoriilor per capita. Numărul 6 în Europa după suprafețele viticole ocupate. Numărul 19 în lume după producția de vin cu circa 1,9 milioane de hectolitri de vin în anul 2018. Fiecare al patrulea cetățean din Republica Moldova cu vârsta de activă de muncă este implicat în acest sector, cifra oricând la 52.000 de viticultori. Avem 187 de vinării, 24 dintre acestea sunt adevărate complexe turistice cu o gamă foarte variată și diversă de produse turistice pe care le oferă. Avem 980 de întreprinderi viticole, 6 instituții de educație în domeniul viticol și oenoturistic. Vinul ocupă poziția 1 în topul produselor agricole de export și constituie 6% din volumul total de exportul a Republicii Moldova, iar țările de top 3, către care pleacă vinurile moldovenești, sunt următoarele: România, China și Polonia. Aceste realizări se datorează, bineînțeles, eforturilor conjugate, consolidate în primul rând ale sectorului, a partenerilor de dezvoltare și, bineînțeles, ca investițiilor injectate și, în ultimul rând, al promovării. Cu siguranță avem unde crește și prin intermediul proiectului WineNet credem că vom oferi o platformă nouă de fortificare și extindere a posibilităților de promovare și export al produselor viticole. Mai mult, inițiativa marchează și o premieră pentru țara noastră, fiind pentru prima dată când Republica Moldova este partener lider într-un proiect transfrontalier din regiunea bazinului Mării Negre, finanțat de către Uniunea Europeană, implementat prin Agenția de Investiții. În continuare, cu mare drag, aș vrea să ofer cuvânt invitatului de onoare la acest eveniment, excelenței sale, domnului ambasador al României în Republica Moldova, domnul Daniel Ioviță. Vă rog. Vă mulțumesc mult de tot pentru invitația dumneavoastră, excelența voastră, domnule ambasador, doamnelor și domnilor, vă salut cu mult respect. În primul rând, dați-mi voie să vă adresez felicitări pentru această foarte frumoasă inițiativă, menită să unească România, Bulgaria și Republica Moldova într-un efort comun de promovare a unui element de, aș spune, de patrimoniu național. Cu toții ne aducem aminte, sau sper să ne aducem cu toții aminte, de un foarte frumos film documentar de la una din podgorile dumneavoastră celebre, intrate deja în circuitul turistic, care se întreabă retoric, oare ce este vinul? Și sigur, găsesc acolo tot felul de răspunsuri, poezie, filozofie, element de bază în alimentație. Cert este că vinul, într-adevăr, ne-a unit. Și vinul, într-adevăr, a trecut prin istorie. O legendă spune că regele getodacilor Burebista, care a fost și a rămas în istorie ca unul din liderii înțelepți ai vremurilor sale, supărat fiind de faptul că soldații săi erau abulici uneori, a dispus să fie tăiate podgoriile. Poate s-a realizat, poate nu, cert este că Burebista este de mult oale și ulcele, noi avem încă podgorii aici. Deci podgoriile au fost mai înțelepte decât o decizie a oricărui lider de stat. Și în ce ne privește pe noi, avem podgorii care sunt distribuite în 8 regiuni. Avem în total 37 de podgorii care acoperă peste 187.000 de hectare din aproape 4 regiuni. România este în momentul de față al 6-lea producător de vinuri
din Uniunea Europeană, după Italia, Franța, Spania, Germania și Portugalia. Și de ce totuși acest obiectiv este important, credem noi? În primul rând, de ce acest proiect este important? În primul rând, pentru că obiectivul său este presupune creșterea schimburilor și schimburilor între țările terțe, incluzând cele mai bune practici, drumuri vinicole, rețele de vânzări vinicole și magazine, și în al doilea rând presupune creșterea exportului către alte țări. Proiectul este complementar, credem noi, acțiunilor lansate de Uniunea Europeană prin parteneriatul estic al vecinătății europene și are ca scop promovarea dezvoltării economice durabile și inclusive în țările partenere prin îmbunătățirea mediului de afaceri. Mediul de afaceri care trebuie să știți să fie susținut cu absolut toate prilejurile. Este un obiectiv pe care noi l-am asumat atât în relația bilaterală, cât și cu toate prilejurile unor întâlniri, dacă vreți, inclusiv între oamenii de afaceri. În al treia rând, proiectul se alătură eforturilor pentru atingerea zonei prioritare 8, sprijinirea competitivității întreprinderilor, îmbunătățirea sprijinului pentru afaceri, în special prin consolidarea competitivității IMM-urilor pentru cooperare și comerț internațional. În al patrulea rând, proiectul este complementar acțiunilor lansate de strategia Uniunii Europene pentru creșterea albastră și își propune să asigure măsuri adaptate și să favorizeze cooperarea între țările învecinate cu sau în apropierea Mării Negre. Să ne aducem aminte că este în curs și inclusiv o strategie de cooperare la Marea Neagră. Și nu în ultimul rând, proiectul se alătură obiectivelor Europa 2020 prin facilitarea ofertelor transfrontaliere de produse online, prin implementarea unei rețele de mare viteză și a unei soluții TIC ITC avansate, platforma YNET, pentru a ajuta părțile interesate, grupurile țintă din sectorul vinicol să cunoască mai bine fiecare ofertă acestea. Nu în ultimul rând, din punctul nostru de vedere, proiectul respectiv contribuie la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, iar acest obiectiv este susținut în mod constant de România și promovat la nivel european și cu alte regiuni. În final, vă doresc mult succes. Ne dorim ca rezultatele dumneavoastră să fie cunoscute și apreciate de noi toți și cred că, dacă vreți, din astfel de interacțiuni se poate naște lumina. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte încurajatoare. Cu siguranță de noi ține pe cât de rapid se va extinde acest proiect și pe cât de mulți beneficiari vom avea în el. Cu mare drag vreau să ofer cuvânt acum a excelenței sale, domnul ambasador al Bulgariei în Republica Moldova, domnul Evgeni Stepanov Stoicev. Пожалуйста, проходите. Ваше превъзходителство, господин Даниел Баница, посланник на Република Румъния, Република Молдова, уважаема Ивиана Брегалин, държавен секретар на Министерството на икономиката. Стимате доамна Рудика Вербинюк, директор генерал Агенция де инвестиции, изчелен са доамна амбасадор екстраординар ши пленитинчар Даниел Юнице, Republica România în Republica Moldova, stimată doamnă Iuliana Dragălin, secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii. Уважаеми партньори, в първия трансграничен проект България, Румъния и Молдова, с които участват в областта на един безспорно важен сектор в економиката, лозаро-винарски и мутрите страни. Dragi partneri, în primul proiect Transfrontalita din Bulgaria, România și Moldova, care participă în domeniul unui sector neesențial în economia vinicolă a celor trei țări. Смисълът на този проект, като първи, е от съществено значение за увеличаване капацитета и професионалния опит на специалистите в този сектор. Сентиментul acestui prim proiect este esențial pentru creșterea capacității și experienței profesionale a profesionistilor din acest sector. Смятам, че заедите в тези отрасли от трите страни трябва да си сътрудничат, да обменят опит и партнират, с което ще повишат своята квалификация, компетентност и развитие.
cred că angajații din acest sector, din cele trei țări, trebuie să coopereze, să facă schimb de excelență și să se asocieze, sporindu-și astfel calificării și competențe în această industrie. Пожелавам успех в разработването на този проект и до края на 20-та година се надявам да разберем окончателните резултати. Doresc succes în dezvoltarea acestui proiect și până la sfârșitul anului 2020 sper că înțeleg rezultatele finale acestuia. Убеден съм, че би могло в близко бъдеще подобни проекти да кандидатстват и в други райони от България, Румъния и Молдова, което ще повиши качеството и ще доразвие техническото и технологично равнище на други производители от нашите страни. Sunt convins că în viitor apropiat, proiectele similare se pot aplica și în alte regiuni din Bulgaria, România și Moldova, ceea ce va crește calitatea și va dezvolta în continuare nivelul tehnic și tehnologic în altor producători din țările noastre. Пожелавам успех на сегашните участници и на Агенцията за инвестиции. Le doresc succes participanța actuale. Mulțumim foarte mult, спасибо большое. Действительно, если вино есть на столе, то язык всегда международный. Mulțumim foarte mult. Nu în ultimul rând, cu mare drag, vreau să invit aici în scenă, la această tribună, pe unul din partenerii de asistență, de colaborare, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în persoana doamnei Iuliana Drăgălin, pentru un cuvânt de salut. Mulțumesc mult, excelențe domnilor ambasadori, doamne, dragă doamnă director al Agenției Investițiilor, dragi colegi, onorată astăzi să fiu parte la lansarea proiectului YNET Comerț și Inovare în Industria Viniculă. Deci, turismul vinicol, vitivinicol este unul din cărțile de vizită ale Republicii Moldova. În țara noastră, turismul vitivinicol este considerat produsul turistic cu cel mai mare potențial de creștere, servind drept locomotivă a turismului receptor și intern. Turismul vitivinicol, destinația experiențelor vitivinicolor și tradițiilor milenare, sunt considerate unul dintre punctele forte ale turismului moldovenesc. Iar pachetele turistice propuse spre comercializarea turiștilor străini, obligatoriu includ un obiectiv turistic vitivinicol sau o cramă vinicolă. Deci, turiștii au posibilitatea de a cunoaște întreg procesul tehnologic de preparare a vinului, iar acolo unde este păstrată, chiar acolo unde este păstrată tradiția vitivinicolă, și se implică în procesul chiar și a culegerilor de struguri și a producerii vinului. Deci popularitatea legată de traseile turistice vinicole este în creștere permanentă. Și în anul 2018, vinăriile au fost vizitate de 28% de vizitatori. Deci avem un trend ascendent, ceea ce ne atestă cât este de popular acest domeniu. Nu putem să nu menționăm realizările principale ale turismului din Moldova legate de domeniul vinicol. Deci, organizarea în 2018, sub egida Organizației Mondiale a Turismului, a Conferinței Globale a Turismului Vinicol, la care au participat peste 40 de țări. Majorarea numărului de vizitatori și numărului de vinării incluse în circuitul turistic la sfârșitul anului curent, ajungând la 30 de vinării incluse, de la 11 în 2014, precum și instalarea indicatoarelor de informare turistică, care sunt un mare ajutor pentru vizitatorii străini. Deci, cum am mai spus, turismul vitivinicol rămâne
una din prioritățile de dezvoltare a turismului, care sunt stabilite în strategia 2020, dar totodată este păstrată această prioritate și în proiectul strategiei 2030. Totodată, strategia 2030 propune drept criteriu de bază pentru dezvoltarea destinațiilor turistice principiul hub and spoke. În acest sens, vinăriile mai dezvoltate, conectate cu atracțiile turistice din preajmă, pot deveni pilonul de bază în jurul căruia vor dezvolta principalele destinații turistice ale țării. Beneficiile pe care le poate aduce proiectul YNET sunt indiscutabile. Vor avea un impact major asupra și vor asigura sustenabilitatea domeniului dat. În final, doresc participanților în proiect realizarea integrală a tuturor acțiunilor programate și obiectivelor stabilite și obținerea rezultatelor pe măsură. Sunt sigură că implementarea proiectului va contribui la sporirea imaginii Republicii Moldova ca și destinație turistică vinicolă, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Deloc întâmplător că cupa de vin se regăsește inclusiv în brandul de țară al Republicii Moldova. Vinul este locomotiva produsului turistic și, bineînțeles, că beneficiarii, primii beneficiari, sunt cei care au fost cei mai curajoși să accepte această ofertă, dar platforma în sine presupune un număr cât mai extins pentru ca, indiferent de proporția, de mărimea vinăririi sau producătorului de vin, să aibă posibilitate la acest contact direct cu rețelele de distribuție, cu potențialii consumatori, să-și administreze comunicarea și ordinele de produs la direct. Tot ce se elaborează în cadrul acestui proiect este o platformă, un instrument care este dat în administrarea practică a vinăriilor ca să se promoveze și să-și administreze singuri comerțul ulterior, pentru că platforma presupune și atribuirea unui element de e-commerce pe viitor. Asta fiind spuse, cu mare drag, vreau să o invit aici în scenă pentru a-i preda microfonul. Colegii mele, Elena Olejnik-Slivinski, care este coordonatorul rețelei, network coordinator al proiectului transfrontalier, te rog să te apropii, cea care stă în spatele acestei relații și este responsabilă de implementarea acestui proiect, care va veni cu mai multe detalii despre beneficiile pe care le oferă proiectul vinificatorilor. Bună ziua! Mă numesc Elena Olejnik-Slivinski și în cele ce urmează vă voi efectua o scurtă prezentare a celor mai importante beneficii pentru aderare la platforma IT YNET, care urmează a fi găzduită pe adresa www.ynet.ua. YNET, denumit Comerț și Inovare în Industrie Vinicolă, este un proiect transfrontalier din regiunea Bazinului Mării Negre, în care Republica Moldova este partener lider și implementator. Proiectul cuprinde trei țări din regiunea Bazinului Mării Negre, Republica Moldova, România și Bulgaria. Perioada de derulare a proiectului este 5 aprilie 2019-5 aprilie 2021. Valoarea totală a proiectului fiind 686.996.000 euro. Printre principalele beneficii de aderare la platforma YNET se enumără oportunitatea de a deveni membru a primei rețele internaționale online de producători și exportatori, unificând peste 114 companii din domeniul vinicol din Bazinul Mării Negre. Următorul beneficiu fiind facilitarea accesului la rețeaua de distribuitori internaționali cu potențial de a încheia la direct contracte de colaborare. Următorul beneficiu este acces la o piață extinsă de comercializare a vinurilor. Și aici doresc să menționez că în anul 2020 se preconizează că venitul din sectorul vinului va atinge cifra de 726 milioane dolari în Bulgaria și 563 milioane dolari în România.
Un alt beneficiu este prezența pe o aplicație mobilă, disponibilă atât pe Android cât și pe iOS, care permite accesul la un click distanță de la buzunarul consumatorului la produse și servicii. Următorul beneficiu este optimizarea costurilor de promovare pe durata proiectului cu vizibilitate internațională în cadrul diverselor evenimente și pe rețele de socializare. În cele din urmă, este foarte important de menționat participare gratuită la evenimente. Prima participare gratuită va fi asigurată în cadrul schimburilor de bune practici în domeniul vinicol cu participare gratuită a 20 de companii din Republica Moldova în schimburi de experiență pe teritoriul României și a Bulgariei. Și un alt eveniment important este conferința internațională WineNet, care va fi organizată în luna mai 2020 sub egida Organizației Internaționale de Vie și Vin din Franța. Și nu din cele din urmă, un alt beneficiu este posibilitatea de a fi parte de circuitul turistic pe teritoriul țărilor participante cu oportunitatea de a fi promovat în evenimente și în inițiative turistice. Mulțumim! Și acum aș dori să invit aici pe domnul Ștefan Iamandi, expertul responsabil de registrul vitivinicol din Oficiul Național al Viei și Vinului, cu un cuvânt de salut. Onorată excelență, asistență, doamnelor și domnilor. Ceea ce noi vedem în această cameră este o sinergie între trei țări vitivinicole din bazinul Mării Negre. Drept un rezultat comun își are dezvoltarea comerțului și a comunicării. Pentru nimeni nu este secret că vița de vie a apărut cu aproximativ 7.000 de ani în acest bazin. În acest motiv, ce este foarte important ca să promovăm nu doar aceste trei țări, însă posibil și pe viitor mai multe țări care ar dori să adere la proiect. Oficiul Național al Viei și Vinului este responsabil de promovarea produsului vitivinicole și totodată de asigurarea calității a produsului cu indicație geografică. Din acest motiv, este foarte important ca companiile care aderă la acest proiect să fie, pe lângă toate, și producători de vinuri cu indicație geografică protejată. Faptul că Republica Moldova, prin intermediul Agenției de Investiții, a devenit lider de proiect, demonstrează încă o dată că, cu pași siguri, noi devenim unul din lideri pe plan internațional. Evident că aceasta nu ar fi fost posibil fără suportul donatorilor străini în cazul dat Uniunii Europene. Și evident că fără suportul donatorilor noi nu am putea să ne atingem scopurile noastre strategice. Este încurător faptul că unul din sarcinile proiectului este crearea unei platforme online privind comunicarea între companiile din Europa Estică. Oficiul Național Vie și Vinului de asemenea s-a implicat în digitalizarea proceselor. Unul din proiectele care noi le avem este proiectul Flavedor, ceea ce înseamnă scanarea parcelor viticole în scopul depistării unor maladii. Altul dintre acestea, ca exemplu, ar fi proiectul LOT-X, loturi experimentale din Republica Moldova, care sunt peste 7, și în care au fost instalate stații meteo privind acumularea informațiilor despre condițiile climaterice. Scopul acesta este transformarea datelor în metadate, iar ulterior, Oficiul Național Vie și Vinului în fiecare lună transmite un buletin în care procesează toate aceste informații și vine cu recomandări sectorului vitivinicol. Din beneficiile care au fost prezentate, de asemenea, este important schimbul de experiență între unitățile vitivinicole. Faptul că Republica Moldova, unități vitivinicole, participante la acest proiect, vor avea posibilitatea să viziteze două țări, care sunt România și Bulgaria, și totodată 20 de vinificatori vor avea posibilitatea să vină în Republica Moldova, este o șansă unică de a crea o platformă și de a schimba experiența între țări. Fiindcă, până la urmă, țările, noi nu suntem așa puteri mondiale precum Franța sau Italia. Din acest motiv, unirea forțelor de asemenea ar fi o șansă de izbândă. Din aproximativ 180 de unități vinicole care sunt înregistrate în registrul vitivinicol, evident că doar o pătrime, 40 participanți la proiect, este doar un început.
însă în acest motiv doresc succes proiectul, doresc succes agenției de investiții în scopul promovării proiectului și pe viitor sperăm că mai multe companii o să adere la proiect și inclusiv mai multe țări. Vă mulțumesc! Și acum trecem la cea mai importantă etapă din evenimentul de astăzi și aș vrea să invit aici cu noi pe doamna Krasimira Sokolova, partenerul coordonator al Camerei de Comerț și Industrie din Starea Zagora, care este partenerul proiectului YNET. Krasimira, hai! Krasimira, can you hear us? Do you hear me well now? Yes. Can you hear me well now? Yes. Yes. Your Excellency, Mr. Yurita. Your Excellency, Mr. Stoichek. Dear official guests and dear partners. We are here to share that we are very happy to be part of the YNET project and to interact with other production projects. Stimate excelența sa, domnul Ioniță și excelența sa, domnul Stoichev, noi suntem foarte fericiți că putem face parte din proiectul YNET și că interacționăm cu alte regiuni de producție de vin. Starea Zagora, which is partner in this project, is located in the southeast region and is part of the Black Sea Basin, and it's a wine production region for many centuries. Starea Zagora, situată în regiunea de sud-est al Bulgariei, face parte din bazinul din Black Sea Basin și este o regiune de producție de vin de mai multe secole. Our region provides 60% of the red grape varieties in the country. Regiunea sud-est asigură 60% din soiurile de struguri roșii din țară. Stara Zagora is a very, very ancient settlement, over 8,000 years old. Stara Zagora este o regiune antică, datând peste 8,000 de ani. The excavations present all historical layers dating back to the Neolithic times. Săpăturile prezintă toate straturile istorice care datează din epoca Neoliticului. There are proofs that in all civilization periods, grapes has been grown here and wine has been produced. Există dovezi că în toată perioada civilizației s-a cultivat struguri și s-a produs vin. Nowadays, there are 13 SMEs in Stara Zagora region, all of which are visited by the Bulgarian partner team and invited to join the YNET network. În prezent există 13 întreprinderi mici și mijlocii în regiunea Stara Zagora, toate fiind vizitate de echipa proiectului YNET și invitate să se alăture rețelei YNET. All of them showed great interest and are looking forward to cooperate and exchange experience with other wineries abroad. Toate s-au arătat interesate și așteaptă cu nerăbdare să coopereze și să facă schimb de experiență cu vinăriile din străinătate. The Chamber of Commerce and Industry of Stara Zagora is actively supporting the wine sector in our region. Camera de Comerț și Industrie Stara Zagora sprijină activ sectorul vinicol din regiune. Every year we are organizing the Festival of Wine and Cultural Heritage named Augustiada. În fiecare an se organizează Festivalul Vinului și al Patrimoniului Cultural numit Augustiada. We shall be very glad to build on our wine sector supporting activities in this project. Vom fi foarte bucuroși să ne bazăm pe activitățile de sprijin ale sectorului vinicol prin intermediul acestui proiect. I'm here now with two of our guests. Let's they introduce themselves. Sunt aici cu doi oaspeți, vă rog să ei să se introduc singuri.
all partners from both countries. My name is Viktor Cetanov, trade director at Zara State Winery in Stara Zagora region. Bună ziua, sunt directorul companiei Zara Winery din regiunea Stara Zagora. Здравейте и от мен. Много се радвам, че съм част от този проект. Hello from me. I'm very glad to be part of this project. Eu sunt foarte fericit să fiu parte acestui proiect. My name is Tony Kutsarov. Numele meu este Tony Kutsarov. И съм член на клуб на виното Dionist. And he is member of the Dionysius Club in Stara Zagora. Eu sunt membrul clubului Dionysus, este un NGO, ONG din Stara Zagora. Krasimira, please proceed to signing the collaboration protocol. We invite you. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Thank you very much. And now, please allow me to introduce Mr. Așa cum vă rog să-mi dați voie să-mi rog pe domnul Doru Poponete, președintele Camerei de Comerț și Industrie și Agricultură, Tulcea. Partenerul proiectului Wynet. Bună ziua! Bună ziua! Se aude? Se aude bine? Da, se aude bine. Bună ziua! Mă auziți? Da. Alo, mă auziți? Da, vă auzim, vă auzim. Eu da? Da. Excelența voastră, domnule. Alo. Deci, excelența voastră, domnule ambasador al României, stimați colegi Moldova, stimați colegi din Bulgaria, să aveți un an bun, cu succes, să aveți foarte bani. În legătură cu proiectul, până acum s-au spus multe date despre proiect. El este în mare parte cunoscut. Eu am să mă refer la Tulcea și la Euroregiunea Sud-Est. Pentru că acest proiect este un proiect extrem de important. Este un proiect care pune în valoare producțiile și cu serviciile pe care avem noi în domeniul viitor. Și cred că acest proiect va fi un proiect de viitor la această deschidere, la acest eveniment. Astăzi au participat cei doi ambasadori care dau preotate acestui proiect și care, în prezența dumneavoastră, dacă înțeles relațiile dintre cele dintre țările noastre, plus că va fi o garanție ca relațiile comerciale dintre țările noastre, prin partenerii care sunt în acest proiect, vor avea o seriozitate și, de asemenea, vor avea o încredere reciprocă mult mai puternic. Deci, garanția celor doi ambasadori la acest eveniment este mult deosebit pentru mine important. Faptul că acest proiect vine în întâmpinarea dorinței producătorilor și comercianților de vin prin faptul că ei pot să-și promoveze producțiile astăzi, când promovarea se face cu costuri foarte ridicate, când pot să-și facă promovarea aceasta pe platforma proiectului într-un mod gratuit, este un sprijin foarte bun și este un imbot pentru cei care vor să-și producă vinurile și le promoveze pe piață, astfel încât părerea mea este că această platformă, după ce am avut discuții cu partenerii din teritoriu, că această platformă să fie viabilă și să fie viabilă și după terminarea proiectului, este ca toți cei care se vor manifesta, care își vor promova produsele și firmele pe site sau pe platformă, să fie prezentările profesioniste, să fie atractive, să prezinte interes și în momentul în care aceste moduri de prezentare sunt acele interesante pentru cei care vor accesa această platformă, această platformă va fi viabilă și va fi necesară. În ideea în care până acum discută în numele Camerei și a Agențiilor Economice din Tulcea, discuțiile pe care le-am avut până acum în legătură cu unele proiecte pe fonduri europene,
Faptul că unele din aceste proiecte s-au făcut formale și au cheltuit banii în Uniunii Europene, fără să aibă finalitate, eu cred că acest proiect, prin seriozitatea pe care el trebuie să o manifeste, la faptul că prezentarea firmelor și a produselor trebuie să facă profesionist și foarte bine, el sigur acest proiect va fi atractiv pentru toți cei care vor să se producă pe site și cei care vor să se intereseze sau să achiziționeze produsele de pe site. O altă problemă care trebuie ridicată în acest proiect este faptul că această platformă trebuie să fie foarte vizibilă internațional. Dacă această platformă, după ce se va crea, nu se va accesa, nu va avea un motor de căutare care dacă un produs care să fie produs în vitivinicol și că l-a dat motorul de căutare produsul vitivinicol să apară imediat site-ul de la proiectul Vinier, atunci accept acest proiect sau acest site va avea căutare și va fi bun. Referindu-mă la regiunea de sud-est, unde noi vom verifici, regiunea de sud-est este o regiune cu potențial agricol ridicat, atât de adică și că în jur de 200 de hectare de vie în georegiunea noastră, avem peste 59 de crabe. Crabele au în jur de, începând de la 3 la 1500 de hectare areal sau suprafeții viticole în prejur, sau care sunt aferente sau care cresc la cramă. Județul Tulcea, care are peste 1500 de hectare, are și ea 8 crame, cu 4 crame care au suprafață de vie peste 300 sau 400 de hectare. În celelalte județe avem crame care au și de 1500 de hectare, cum este în Vrancea, crama Vincor, sau la Constanța, Gostov, care are peste 1300 de hectare. Pentru cei care participă la acest proiect sunt după părtețelea vinicol și viticol mare și care sper acest proiect pentru promovare și a serviciilor. Vorbim celor care proiect să aibă succes, cei care vin și acest proiect să-și realizeze indicatorii de performanță și ca la sfârșit acest proiect să fie succes pentru toată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Mulțumesc! Și acum, vă așteptăm să-i semnați? La acest eveniment, noi avem 8 colaboratori, contractul de colaborare, protocolul de colaborare, și care va fi începutul acestui proiect. La noi, proiectul adevărat mai puternic de la ce? Deci ar trebui să întorci asta? Da, deci acum vom trece la semnarea protocolului de colaborare. Funcția dumneavoastră. Puteți să ne povestiți câte companii sunt din România? Felicitări, vă mulțumim! Vă mulțumim! Unul și după aia pe celălalt, a treia pagină. Uitați aici. Puneți doar semnătură, o să nu mai scriu. Așa. Și după aceea nu încă, nu știu de mult timp. Felicitări, vă mulțumim! Și acum, înainte de a procede la partea oficială de semnare acordului de colaborare în Republica Moldova, am dorit să vă invităm să privim un scurt video. Скрипт.
Florentina, dacă ne auziți, vă rog, stingeți microfonul. Atât și după aia completăm, ca să nu stăm. Haideți, următoare. Acest an va avea loc în Portugalia, anul trecut a avut loc în Chile și cu 2 ani în urmă a fost la noi, în Republica Moldova, cred că vă reamintiți cu drag acele imagini. Bine ați venit în Republica Moldova. Bună dimineața. Ce poate fi mai frumos decât să te închizi ziua de lucru la o zi. Mă bucur să fiu astăzi aici să constat că eforturile de a distruge din temelie ramura vitivinicului de Moldova încă din vremurile trecute nu s-au soldat cu succes. Ba mai mult, astăzi avem să arăta lumii întregi. Vă rog o clipă doar. It's for hospitality for this organization that has been an example for Chile and next year. Salud. Noroc. Deci, în primul rând, aparte că sunt niște amintiri frumoase, dar încă o dată ceea ce s-a vorbit, pe cât este de importantă promovarea, pe cât este important să știm arăta, a vorbi despre lucrurile pe care le avem pentru a capitaliza în timp. Și ceea ce a fost menționat de domnul Poponete, foarte important de fapt, pe lângă criteriul de calitate care a vinurilor care vor fi expuse, este foarte importantă și capacitatea, entuziasmul, dorința și capacitatea de administrare a fiecăruia dintre beneficiarii proiectului ca să-și expună cât mai atractiv și să administreze la timp acele ordine, pentru că platforma este un instrument până la urmă și ține de noi pe cât de bine cunoaștem, știm și ne propunem să o folosim. Noi dorim tuturor vinificatorilor, cei care astăzi, în special cei care sunt primii curajoși de a fi parte din, de a fi printre primii parte din acest proiect, să utilizeze la maxim
și să crească cifra exporturilor, pentru că în ultima instanță asta ne dorim, un contact direct cu consumatorii finali, cu rețelele de distribuție pentru a impulsiona comerțul transfrontalier. Trecem și la ceremonia oficială din partea noastră. Elena, te rog. Acum invităm cu mare drag pe domnul Victor Vudcareu, fondator și vinificator vinăria Atu Winery, pentru semnarea acordului de colaborare. Vă mulțumim! Vă rugăm frumos, doamna Cristina Frolov, manager general, vinăria Castel Mimi. Mulțumim frumos! Vă rugăm frumos Constantin Șefciuc, fondator al vinăriei Chateau Christi. Vă mulțumim mult! Doamna Aliona Dinu, șef serviciu marketing, vinărie Chateau Vartelli. Vă invităm! Vă mulțumim frumos! Vă rugăm frumos domnul Sorin Maslo, director comercial Combinatul de Vinuri Cricova. Vă mulțumim frumos! Vă rugăm domnul Viorel Garas, director al Combinatului de Vinuri de Calitate Milești Mici.
Vă mulțumim frumos! Domnul Ilie Gogu, fondator și vinificator vinăria Gogu Winery. Vă mulțumim frumos! Vă rugăm domnul Sergiu Ungureanu, manager de vânzări, vinărie Purcari. Vă mulțumim frumos! Vă rugăm doamna Elena Uporova, șef serviciu marketing, vinărie Rădăcini Wines. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Destul de emoționant, dar este un prim pas pentru a trece mai departe deja la procesul de elaborare a platformei și de dezvoltare în continuare. Eu am să rog să nu plecați, ca să avem și o poză de familie toți împreună și cu domnule ambasadori, ca să fie acest moment de bun augur. Vă rog frumos, aici în față. Și unde, Igor? Da. Da. Până voi apropiați în față, noi, toată lumea care suntem aici, the whole team of today, we'd like again to thank you so much for joining us for this event, which is just the start, it's just the beginning of the project. And as we mentioned a couple of times, it's really on us how we are going to promote, administrate, and again, promotion is the key nowadays, and we hope that it will really boost the commerce across the borders. Thank you so much, and congratulations to each and everyone. Bye from Moldova. Haideți să facem poza aici. Igor, noi avem aparatul.